Cartea Texas Lucky, capitolul 4 de Sanda Brau. Când Lucky se trezi, camera era întuneric de plin. Deschise un ochi, după ce încercarea de a deschide pe amândoi îi aminti că dreptul este vânat și umflat, închis pentru o zi sau două. Din parcare venea lumina artificială printre deschizătura dintre draperie și perete. Era încă noapte, dar nu-i păsa prea mult de oră și încerca să se uite la ceasul de mână. Mușchii erau înțepeniți, din cauză că zăcuse atât de mult într-o singură poziție. Se întinse, strâmbându-se și gemând ușor. Atunci, genunchiul lui se lovi de un altul. Mormăi. Dovei. El se trezea adesea în tonul nopții cu o femeie alături la el în pat, așa încât reacționa ca de obicei, întinzând brațul peste ea și trăgând-o mai aproape. Genunchii li se îndreptară automat, aducându-le trupurile aproape. Părul ei atinsese obrazul și el își întoarse fața spre aceasta, inhalând parfumul de caprifoi și sărutându-i fără să gândească șuvițele care căzură pe buze. Era atât de bine, de drept, își apăsă buzele pe fruntea ei netedă, apoi le lăsă să treacă peste sprâncene spre plioape. Genele ei îi atinseseră buzele. Îl sărută pomeții, nasul, apoi gura. Reflex, ea se retrase, șopti. Lucky! Da, draga mea, șopti și el înainte de a căuta gura din nou. Buzele ei se despărțiră încet, limba lui se strecură între ele. Interiorul gurii ei era delicios, dar nefamiliar. Nu își amintea să fi sărutat vreodată. O explora adânc, lent, cu atenție, înainte de a-i mușca blând buza de jos, își amintea cât de mult dori să sufacă și o supse în gură. Cu un mic sunet, ea se mișcă neliniștit lângă el. Mâinile se așezară blând pe pieptul lui gol, în timp ce limba lui aluneca pe buza inferioară. Îi simți degetele plimbându-se pe părul lui de pe piept și unghiile ei frecându-i pielea ușurel. I se păru curios că toate reacțiile ei erau atât de timide. Apoi, vârfurile degetelor ei îi măturară sfârcul plin și analiza se încheia aici. Nu avea alte gânduri decât gustul ei și senzațiile ce îi le producea. Răsucindu-se parțial peste ea, își lăsă mâna pe sânul ei, dar rămăsese confuns când dădu peste îmbrăcăminte. Așadar, era mătase. Dar ce făcea ea în pat îmbrăcată? Brusc își dădu seama că și el avea pantalonii pe el. Nu era de mirare că nu se simțea în largul lui. Amețit, întinse mâna spre primul nasture al șlițului. Când îl desfăcu pe acesta și pe ceilalți, se eliberă, oftând ușurat. Presiunea fusese aproape dureroasă. Folosându-și sistemul lui personal de radar, buzele sale îi găsiră gâtul prin tuneric și începu să-l acopere cu sărutări. În timp ce mâna se îndrepta din nou spre piept, barierele nasturilor și închizătoarea sutienului nu o reținură câtuși de puțin, iar în curând mâna lui era plină de carne de femeie, caldă, maleabilă. Acum suntem din nou pe pistă, se gândi el. Totul era așa cum trebuia să fie. Pieptul ei era plin și moale sub mâna lui, care îl modela cu blândețe. Când își trecu degetul mare peste vârf, acesta reacționă cum se aștepta, devenind încordat și tare. Îl strânse între două degete, bucurându-se de sunetul mic, dornic, ce ieșea din gâtul ei de fiecare dată când îi apăsa cât de puțin sfârcul. Apoi îl luă în gură. Limba lui făcea cercuri și mângâia și tachina până când ea îl strânse de umeri și propriul ei trup ardea ca un cuptor. Ești dulce, dulce de tot, șopti el în timp ce-i înlătură hainele și sărută flămând celălalt sân. Atât de dulce! Ciorapii, ciorapii cu chilot, se gândi el nefericit când mâna îi alunecă pe sub fustă ca să-i mângâie genunchiul. El ura lucrurile astea și ar fi dorit să fie 5 minute singur cu sadicul care le inventase. Câteva minute mai târziu, totuși, fu încântat că mângâierile lui descoperiră pielea netedă, satinată, de deasupra ciorapilor. Se părea că și ea era încântată pentru că atunci când mâna lui atinse interiorul coapselor goale, spatele se arcui și scoase un oftat de plăcere și de nevoie crescândă. El urmă porjartierul de dantele până la cel V al coapselor. Aici erau mii de lucruri de explorat și o căldură în care puteai să te scufunzi. Dorea să o guste, dar nu avea timp. Trupul lui îl obliga să se grăbească. Oare o mai posedată vreodată o femeie ca asta? Nu, nu se poate. Astfel n-ar fi simțit dorințele contradictorii de a se grăbi și a zăbovi. Îi păru rău de timpul necesar să caute în buzunar după prezervativ învelit în folie și să-l folosească.
Aceeași dorință, care îl obliga să se așeze în leagănul coapselor ei, îl împingea să aștepte. Dar era deja gata, excitat și înfierbântat și dornic de eliberarea dulce. Iar ea era umedă și moale și primitoare și dulce. Se auzi spunând răgușit: îmi pare rău, îmi pare rău, dar nu era măcar singur pentru ce anume. Era sigur doar pentru faptul că nu se sătura niciodată de femeia asta. O strânse sub el, o dezmierdă ca un expert, apoi se îngropă în fadurile trupului ei. Voia să rețină plăcerea, dar aceasta era atât de uriașă încât nu fu în stare să oprească extazul care îl scutura, îl storcea. Rămase golit, total epuizat, își puse capul pe sânul ei, făcând cu buzele mișcări de sărut pe sfârcule ei și frecându-și ușor obrazul aspru din cauza bărbii de vârfurile moi. Cu tandrețe puse mâna pe cuibul de păr crez din capătul coapsei ei. Ea i-a atinse părul. Simțindu-i mângâierea, el zâmbi. Apoi a dormit din nou, întrebându-se de ce, dat fiind că fusese al naibii de bine, nu făcuse dragoste cu ea până atunci. Indiferent cât de mult ar fi băut cu o seară înainte și cât de târziu s-ar fi distrat, Lucky se trezea întotdeauna în zori. Tatăl lor avea treburi pentru ei, înainte de a pleca la școală. Obiceiul de a se scula de vreme intrase în sânge. Când deveni conștient, își simți mai întâi capul ca o minge de popice umplută cu vată, care ar fi putut să-i cadă pe umeri în orice clipă. Era un efort chiar și să deschidă ochiul stâng. Totuși, când văzu printre gene că era singur în pat, acesta se deschise larg. Întinzind mâna, atinse forma pe care o lăsase trupul ei. Mormăind și gemând de pe urma loviturilor pe care le prinsese de la micul Alvin, se așeză, aprinse lampa de pe noptiere și se uită ameții prin cameră. Cheile lipseau, nici geanta nu era, nu se vedea niciun semn că fusese acolo. Poate ieșise să bea o cafea. Își lăsă picioarele pe podea, înjurând tare, când durerea urcă din tăl direct până în creștetul capului. Amețit, se târâ spre fereastră, cu un gest dramatic, pe cât îi permitea trupul lovit, trase draperile, sperind o pereche de vârstă mijlocie care tocmai trecea pe alee. Femeia rămase cu gura căscată și întoarse repede ochii la semigoliciunea lui Lucky. Soțul ei aruncă o privire dojenitoare înainte de a lua de cot pe soția sa ofensată și a o conduce la mașina lor parcată pe trotuar. Lucky își încheia automat pantalonii, în timp ce se uita fix la locul gol unde Dovei își parcase cu o seară înainte mașina roșie. La naiba! O ștersese pe furiș, plecase ca un hoț. Acest gând îl făcu să bage mâna în buzunarul pantalonilor după banii prinși cu o clamă. Erau acolo. Doar fusese acolo, nu-i așa? Nu era doar o născocire a imaginației lui? Nu, desigur că nu. Nu și-ar fi putut închipui niște ochi de o nuanță atât de neobișnuit de verde. Dacă o visase, atunci fusese un vis al naibii de frumos. Un vis pe care și l-ar dori în fiecare noapte și din care n-ar fi vrut să se mai trezească. Șchiopătă spre baie și aprinse lumina fluorescentă, dură, care nu te flata. Imaginea pe care o prezenta oglinda de deasupra cuvetei era ca dintr-un film cu monștri. Nu numai că părul era în dezordine și maxilarul inferior era negru din cauza bărbii crescute, dar așa cum era de prevăzut, ochiul era vână și umflat, aproape închis. Avea pe umăr o vânătaie mare cât o minge de basmen. Probabil era umărul cu care lovise pe micul Alvin în talie. Tăietura de pe stomac se închisese, dar mai arăta ca o dungă de un roșu deschis. Apoi, ceva neobișnuit i-a atrase privirea, ceva ce reflecta strălucirea albăstruia tutunului fluorescent. Trase o șuviță de păr lungă de un roșu închis de pe piept. Se prinsese în părul lui de pe piept. Mâna de această descoperire se întoarse în dormitor și controlă coșul de gunoi. Găsi ceea ce căuta. Lăsându-se pe pat, își ținu capul dureros între ambele mâini. Fusese reală, adevărată. Nu fusese doar o închipuire. Nici dragostea pe care o făcuse nu fusese un vis, decât în sens metaforic. Nesigur, dacă asta îi făcea să se simtă mai bine sau mai rău, se întoarse la baie și făcu duș. De îndată ce se îmbrăcă, părăsi camera și se urcă în Mustang. Fusese neglijent, lăsând mașina descoperită și neîncuiată toată noaptea, dar, slavă Domnului, nu fusese deteriorată. Conduse în jurul clădirii, spre birou și intră să discute cu funcționarul de la recepția motelului. Nu mai era același, care fusese acolo cu o seară înainte. Neața,
Avea un zâmbet aproape la fel de larg ca și urechile lui. Luați o cafea? Bună dimineața! Mulțumesc! Lucky își turnă o ceașcă din vasul care stătea pe un rășou. Mă numesc Lucky Tyler. Mi-am petrecut noaptea trecută în cameră 110. Camera a fost înregistrată de o femeie tânără. Da, funcționarul își propti coatele pe masă și se aplecă înainte atent. Da, vă rog să căutați în registru numele ei. Dumneata nu-l știe? Dovei și nu mai știu cum. Trebuie să fi fost o noapte de pomină. Ea ți-a făcut asta? Arătă spre o cuvânăta lui Lucky și spre cămașa ruptă. Cum o cheamă? Tonul lui Lucky interzicea alte speculații sau comentarii. Funcționarul cercetă în mod înțelept cartoteca. Schmidt Marie. Marie? Marie? Marie Schmidt. Exact. Adresă? Main Street 203. Orașul? Dallas. Dallas? Dallas. Main Street 203, Dallas, Texas? Așa scrie aici. Lucky cunoștea destul de bine orașul ca să știe că blocul 203 de pe Main Street era în inima centrului comercial. O suspectă de duplicitate pe domnișoara Schmidt. Tocmai Schmidt, Mari Schmidt. Să plângi și alta nu. Nici măcar nu era ceva original. De unde venea Dovei oare? A dat vreun număr de telefon? Nu. Numărul mașinii? Nu. Ce fel de carte de credit folosea? Scrie aici că a plătit cu bani gheață. Lucky înjură. Numărul carnetului de conducere? Nu. Grozav. Mi se pare că doamna se ascundea. Și mie mi se pare la fel, murmăie Lucky, cu gândul unde și cum ar putea să-i dea de urmă. Când un client plătește cu bani gheață, nu se obișnuiește să se obțină o formă de identitate. Se obișnuiește, dar știți, zice funcționarul, ridicând din numeri, nu o facem întotdeauna. Vreau să spun că persoane care călătoresc împreună se încălzesc, intră pentru ceva scurt, lucruri de felul ăsta. De cele mai multe ori nici măcar nu rămân peste noapte. Știind că funcționarul avea dreptate, Lucky își trecu cu mâna prin păr. Se spălase cu săpun și se uscase zburlindu-se. La ce oră vine la lucru tipul la celălalt? Cel care lucrează aici în tura de noapte. La 4. Lucky aruncă ceașca de cafea goală, coșul de hârtii și o luă spre ușă. Mulțumesc! Pentru nimic. Mai poftiți! Strigă după el vesel funcționarul. Lucky iar aruncă o privire arzătoare înainte de a ieși în lumina strălucitoare a soarelui de Texas, care tocmai își făcea apariția deasupra pinilor înalți și îl înțepa ochii până în fundul capului. Își puse ochelarii de soare pe care îi lăsase pe bordul mașinii cozi înainte și îndreptă Mustangul spre casă. Va începe să o caute de la locul acela de după amiază. Nu numai că ea îi datora scuze, dar acum îi datora și o explicație. Între timp, nu-și putea închina toată ziua căutării ei. Deși nu era prea mult de lucru, el și Ce se simțeau mai bine în legătură cu afacerea, dacă arătau și acționau de parcă ar fi fost ocupați. Drumul până acasă ar fi durat în mod normal o oră, dar Lucky a mai vrut cafea și micul dejun dat, fiindcă nu mâncase seara precedentă. A apăsat până la podea pe acceleratorul Mustangului și, în 35 de minute, lăsă drumul de la fermă la piață și intră în aleea ce ducea la casa familiei sale. Aleea îngustă avea pe margine arbori de pecan. Vara, când erau bine înfrunziți, ramurile lor formau un acoperiș gros, verde, pe deasupra aleei, prin care soarele abia pătrundea. Singurul moment când nu-i plăceau pomii era toamna, când mama s-a-l trimitea să culeagă recolta de nuci de pe jos. Totuși, efortul merita să fie făcut, când pecanul apărea sub forma fondantelor și a plăcintelor de casă. Ei creșteau doar destule vite ca să aibă carne proaspătă și câțiva cai de călărie în grajduri. Sage îl răsfățea și îi transformase în animale de casă și nu mai erau tentați pentru niște călăreți pasionați cum erau Chase și Lucky. Când trecu în grabă, Lucky clansonă în dreptul micii herghelii care păștea pe iarba deasă, care creștea pe terenul din jurul casei. Clădirea cu două etaje era construită din cărămidă, vopsită înalt și avea obloanele negre la ferestre ce se deschideau spre ușa de la intrare. Tatăl lor construise casa când el și Chase erau copii, dar Lucky nu își amintea să fi locuit în altă parte. Când apăruse Sage, absolut pe neașteptate, fusese adăugate încă trei camere în partea din spate, pentru găzduirea familia Taylor, în creștere. Era o casă frumoasă și primitoare. Lucky știa că va veni o zi când se va căsători și se va muta, așa cum făcuse fratele lui cu 2 ani în urmă, dar se îngrozea la acest gând. Cele mai dragi amintiri ale lui erau legate direct de această casă.
Cunoștea fiecare colțișor, fiecare ascunjiș. Știa care din trepte scârția când călca cineva pe ele. Inițialele lui erau gravate pe fiecare piersic din grădină. Fumase atâtea frunze din viță ce creștea pe lângă gard, că era de mirare că mai rămăsese ceva din ea. Își putea aminti aproape fiecare Crăciun, iar un Paște anume îi rămăsese memorie, deoarece el și Cis înlocuiseră ouăle fierte tari pe care mama sa le vopsise pentru coșulețele de Paște a lui Segi cu altele crude și fusese bătut pentru că stricase ziua. Ah, la dracu, în dimineața aceasta nu se simți prea fericit văzând mașina lui Cis parcată pe alea curbă din fața casei. Era prea devreme și el încă nu plecase. Lucky sperase să mai aibă răgaz câteva ore, cu umflătura din jurul ochiului să mai dea înapoi înainte de a se întâlni cu fratele său mai mare. Resemnat la perspectiva interogatorului inevitabil, urmat de o morală despre maturitate, imagine și răspundere, își parcă mustangul și urcă în grabă treptele de la intrare. Pătrunzând în holul mare, aerisit, se luă după mirosul de cafea proaspătă venind din bucătăria situată în colțul de sud-est al casei. La această oră, soarele scăldea pereții pali cu o lumină de culoare untului. Lucky, tu ești!" strigă mama sa. Nimeni altul. Ce ai pentru micul dejun?" Intră în bucătărie și fu surprins să o vadă pe Tania, soția lui Cis, șezând cu el la masă din bucătărie. Micuță și blondă, ea-i completa perfect pe fratele său, înalt și brunet. Lui Lucky îi plăcea imens Tania și adesea o tachina spunând că dacă vreodată se va deștepta și îl va părăsi pe fratele lui, el avea întâietate. Așa ceva nu se va întâmpla însă niciodată. Ea era devotată lui Ces, acesta fiind și principalul motiv pentru care îi plăcea atât de mult. Când intră înăuntru, ea îi adresă unul dintre zâmbetele dulci care se transformară în uimire, rămânând cu gura căscată când el își scoase ochelarii. Zâmbetul îi desfigura și mai mult fața. Laurie Tyler, atrăgătoare, chiar și la vârsta mijlocie, își duse mâna la piept și să se du un pas înapoi când văzu rezultatul muncii manuale a micului Alvin. Cangei pe fața ai fiului ei. Doamne Dumnezeule Lucky, am aflat că te-ai bătut din nou, dar nu m-am așteptat la așa ceva, atât de rău, brut aia de Cangei ți-a făcut asta? Da, dar a trebuit să-l vezi pe el, se grozăvi Lucky, în timp ce se ducea la aparatul de cafea și își turna o ceașcă. Unde n-ai mai fost? Lucky suflă în cafea și se uită la fratele lui prin aburii ridicați. Azi ești iar într-o stare de spirit proastă? Încă nu e timpul să fiu la lucru și deja mă și judeci. Lucky, s-a întâmplat ceva, spuse Laurie, punându-i o mână pe braț. Ochii aveau o nuanță apropiată de albastru și au aproape la fel de luminoși și tineri ca ai fiului ei. Acum totuși erau înnouăraz de grijă. Ce s-a întâmplat? Exact atunci, Sage intră intempestiv prin ușa din spate. În ultima vreme, Lucky era uimit de fiecare dată când o vedea pe sora lui mai mică. Nu mai era mică, doar cu câteva săptămâni înainte participaseră la sărbătoarea ei de absolvire a liceului din localitate. În toamnă avea să studieze la Universitatea Texas din Austin. Nu mai arăta ca o adolescentă, era femeie și se părea că se transformase peste noapte. Eram în graș și am văzut veni mașina lui, spuse să ia fără suflu, dar parcă ar fi alergat. I-ați spus deja? Ce să-mi spună? Ce naiba se întâmplă? Am avut un incendiu aseară, spuse trist Cis. Incendiu? La grajdul principal. Cis își părăsi scaunul și se duse la aparatul de cafea să-și toarnă o nouă ceașcă. Doamne, Lucky simți brusc că îi se face greață. Îmi pare rău că n-am fost decăsit. Cât de grav a fost? Sper că nimeni n-a fost rănit. Nu, nimeni n-a fost rănit, dar clădirea a ars până la temelii. Totul din interior a fost distrus. Lucky se lăsă pe un scaun și își trecu din nou degetele prin păr. Ceea ce și spusese Cis era de neconceput, dar fețele triste din jurul lui confirmau că era adevărat. Cum a început? La ce oră s-a întâmplat? L-au stins? Prima alarmă s-a dat pe la ora 2:30. A luptat cu flăcările până pe la 4. Acum e stins. Totuși, o nenorocie a naibii de rea. Cis se întoarse de la scaunul lui în fața fratelui său. După ce se așeză, Tania puse mâna pe genunchiul lui cu un gest tăcut de soție, plin de simpatie și sprijin. Slavă Domnului că am plătit polițele de asigurare, observă Lucky. Oricât de greu a fost să adunăm banii lichizi pentru... Se opri când interceptă schimbul de priviri care înconjura bucătăria. Mai e ceva?
Cis oftă și dădu cu regret din cap. Laurie se apropie de scaunul lui Lucky, de parcă ar fi trebuit pe nepregătită să-i acorde consolarea maternă. Tania se uită în jos la mâini. Sage fucea care vorbi în cele din urmă. Mai sunt încă multe altele. Cine o să-i le spună? Stai liniștită, Sage. Dar, mamă, trebuie să afle, mai devreme sau mai târziu. Sage, Lucky, ești bănuit că tu ai dat foc. Mulțumesc pentru ascultare și, ca de obicei, vă rog să vă subscrieți la canalul meu, să-mi lăsați o apreciere, să-mi lăsați un mesaj și să apăsați clopoțelul pentru o nouă notificare. Pe curând!